112, intervin. Mai multe echipaje de polițiști, jandarmi și pompieri au căutat noaptea trecută un OZN prin Brașov, totul după ce un cetățean a văzut o lumină pe cer și a dat alarma. Un eveniment care a schimbat viețile oamenilor din mai multe localități brașovene, cel puțin noaptea trecută. Silviu este din Râșnov. Înainte de culcare a ieșit din casă pentru o gură de aer proaspăt. Deci, în toate s-a văzut becul și explozia mare. Dar nu e că poate să fie un avion ceva de la becul albastru, că altceva nu poate să fie. Un paznic de la rezervația de urși din Zărnești a fost și el martorul ciudatei întâmplări. Partea de către vulcan a venit către partea asta, către Săgănie. Culoarea era cam cum dădeam ăstea petarde de alea la sărbători. Da, de-a exact. Dar vreo bubuitură, ați auzit? Bubuitura, da, am auzit. Să știi că n-am bubuit. Eu am auzit. Ați auzit dumneavoastră că am auzit bubuitura. O să dă bubuitură, exact, dar nu prea tare, să știți. Când au ajuns la fața locului, autoritățile au avut ingrata misiune de a găsi un OZN luminos ca un bec în toate culorile curcubeului, care a descris în aer o traiectorie de artificii sau de rachetă de exercițiu, apoi s-a lovit de pământ, cu sau fără sunet. Au început imediat să perie zona, dar nu pe toată, de teamă că până la extraterestri îi mănâncă urșii. Bă, dar dacă zona asta n-am găsit nimic, să vedem și pe partea aia, pentru că aici nu se poate... Unde e zona cu urși, nu se poate intra și dincolo de zona respectivă poate găsim, să vedem ce se vede. Nu au găsit nimic. Cu toate acestea, pe localnici încă îi mai trec fiori. Această arătare care a fost arătată, poate a fost arătată după apocalipsă din partea lui Dumnezeu. Semn de la Dumnezeu poate să dea ei. Povestește, zice la televizor că va veni sfârșitul lumii. Doar o minune a făcut ca bărbatul care a dat alarma să nu fie amendat. Asta pentru că povestea lui a fost confirmată de mai mulți oameni.